Vă spun și eu cu bucurie, Hristos a înviat. Mă gândeam că, dacă te-au trecut aproape 30 de ani de când împreună cu familia mea sunt fiul duhovnicesc al Părintele Nicolae și fac mărturia că de-a lungul acestei perioade de timp în fel sunt mai multe chipuri sub care l-am cunoscut și l-am perceput ca o cenică al său. Păi că fiecare din noastră care s-a mai apropiat la zonul de asemenea diferite chipuri, ca fiind o personalitate complexă. În ce îmi privește, l-am simțit ca teolog al Comuniunii, l-am simțit ca semănător de învățături romnice și nu din iubire pentru frumusețea înțelepciunii acestor învățături, ci din iubire pentru oameni, celor care le-a adresat. L-am simțit de asemenea ca luptător anticomunist și ca patriot. Desigur, repet, e foarte posibil. Și din curs, această dumneavoastră, Domnul Gombo s-a putea ca să putem vorbi și despre alte tipuri sub care l-am simțit și l-am trăit pe Părintele și trăit pe Părintele Nicolae. Pe astăzi aș încerca ca să evoc aceste câteva tipuri prin care l-am cunoscut, prin însă și cuvintele sale. Adică cuvintele sale încerc să dea mărturie pentru aceste tipuri pe care l-am cunoscut. Dumneavoastră, acest tip de teolog al Comuniunii, percepția mea a fost că Comuniunea, trăirea Comuniunii în familie, a fost una din temele principale ale propovăduirii sale. Și stau mărturie cuvinte ale Părintelui care ne sunt accesibile. Spunea așa Părintele, cel de la care cer ajutor în mod sigur îl găsești în biserică, dar și acasă, în Eclesia Domestica, în sensul făcutit de Mântuitorul, că unde sunt doi sau trei în numele Lui, acolo este și El prezent. O convingere a Părintelui pe care o propovăduia cu fiecare prilej. Și mai spune ultima predică a Părintelui, sunt în Alexandria, ultima predică de trecerea la Domnul, spune Părintele acolo, iubiții mei, faceți din casa voastră o bisericuță de rugăciune. Ce frumos! O bisericuță de rugăciune și în fiecare seară toți care sunteți în casă ziceți împreună Tatăl nostru și prin această rugăciune unindu-vă în numele Lui Dumnezeu vine și să vă viziteze însuși Dumnezeu. Era de asemenea și un sfat pe care îl acorda Părintele celor care se sfădeau la această comuniune în familie, pe rugăciunea împreună. Și avea prețul său și rațiunea s-a întâmplat, ce puțin experiența din familia mea, arată că nu e chiar așa ușor să faci cu tenacitate, cu seriozitate, cu cadență zilnică, ce puțin rugăciunea de seară împreună. Lucrurile vieții de zi cu zi ne împrăști și adunarea în familie, în rugăciune, ca să fie prezent cu noi și Mântuitorul, nu este totuși așa la îndemână, de că nu întâmplător Părintele insista asupra acestui lucru. Mai spuneam că l-am trăit pe Părintele, nu numai ca luptător anticomunist, ci mai ales ca trăitor duhovnicesc,
al prigoanei comuniste. Un lucru asupra căruia vreau să mă opresc puțin, că în înțelegerea mea ca ucenic al său, el este, Părintele, unul dintre cei care au făptit în sufletul lor o transfigurare duhovnicească a rolului comunismului. Și în afară de ceea ce am apucat să discut cu Sfinția sa, direct în perioada în care vă spuneam, ceea ce a stat în mărturie, cuvinte și învățături ale Părintelui. Bunoară, spune undeva, lanțurile sunt născocire diabolică. Lanțurile au fost făcute ca omul să se răzbune pe om. Deci, spunând că sunt născocire diabolică, mută problema în dimensiunea duhovnicească, în războiul ce ne-a văzut. Și mai adaugă mai departe, m-au durut nu lanțurile care mulțeau blestele, ci faptul că libertatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și frumusețea sufletului care a sădit-o după chipul său în fiecare ființă omenească, au fost atât de degradate de cel rău, încât omul pentru om a florit lanțuri. Deci, în sensul acesta, înțeleg eu din cuvintele Părintelui că privește în termen duhovnicești, că nu durerea fizică a lanțurilor este cea care a poveșit. N-a fost absent, dar n-a fost cea dominantă. Ci faptul că libertatea, deci dimensiunile esențiale de omul, libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și frumusețea sufletului, creată cu timpul și vederea asemănării cu Creatorul, au fost degradate de cel rău, încât omul pentru om a favorit lanțurile. Sigur, Părintele are în vedere aici problema lanțurilor pentru cei oropsiți din considerente politice. Dar cred că dânsul se referea în general la aceste lanțuri, chiar dacă era vorba despre cei pedepsiți pentru infracțiuni. Și tot cuvintele Părintelui ne spun legătură cu acest lucru, că are loc chiar o transfigurare duhovnicească acestui statut de luptător anticomunist, pentru că spune în altă parte, vă mărturisesc că temnițele au fost altar în care rugăciunea se plătea a mea cu acelui de lângă mine, acelui de lângă mine cu cealaltă, acelui din celula de alături. Încât, adaugă Părintele, închisoarele deveneau însemne, ruguri aprinse către Bunul Dumnezeu. Deci, în sensul acesta, percepea Părintele povara perioadei de întemnițare, cum a putut să transfigureze în proces această suferință fizică într-o înălțare duhovnicească. Temnițele au fost altar și închisorile deveneau însemne ruguri aprinse către Bunul Dumnezeu. Și, în sfârșit, închei cu gândul că toate aceste chipuri sub care poate fi văzut Părintele, eu am mergut la câteva dintre cele care le-am simțit în relație cu Sfinția sa, pot fi cuprins generos în condiția Părintelui de slujitor dăruit a Sfântului Altar. Deci avem câteva mărturii tulburătoare pentru mine ale Părintelui legate de slujirea sa ca preot în altarul Bisericii Ortodoxe. Spune Părintele, eu nu am venit în preoție ca profesionist. Eu am simțit o durere, o chemare extraordinară în clipa în care Patriarhul Justinian mi-a zis mie, celui ce era muncitor la Institutul Catolic Cantacuzinor, mâine să-ți depui cererea ca profesor la seminar. Și realitatea mai departe. Nu am făcut profesie din preoție. Am făcut dăruire de suflet, de viață
și de toată existența mea acestei slujiri pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o. Și aici putem să vedem și lucruri tainice, pentru că observ că există un fel de simetrie tainică în slujirea Părintelui în Sfântul Altar. Pentru că spune așa. Profesorul meu din Noul Testament, când începea să predea istoria Noului Testament, făcea două arce de cerc pe tablă și în mijloc punea crucea. Un arc era Vechiul Testament, iar celălalt era Noul Testament și la mijloc era crucea. Și spunea acum Părintele, așa s-a întâmplat și cu viața mea. Un arc a fost Vechiul Regim, un arc în Noul Regim. Și mai mărturisește. Am fost, apropo de ceea ce spuneam, această tainică simetrie în viața sa ca slujitor. Am fost 7 ani. Au fost 7 ani cât am fost slugar, deci în Vechiul Regim. Au fost 7 ani cât am fost preot în Noul Regim. Așa cum am luptat, ca spunea Părintele, cu comuniștii atunci, ca să vin greutățile, așa am luptat cu greutățile acum, în Noul Regim, ca să realizez ceva pentru parohie și pentru credincioși. Și vedeți aici, ca să realizez ceva pentru parohie și pentru credincioși. Iar la cuvântul de pensionare, Părintele ne lasă un testament tulburător, care zic are legătură cu acest gând. Că s-a luptat greutățile atunci când a fost paroh ca să realizeze ceva pentru parohie și pentru credincioși. Că spune atunci când a avut cuvântul la pensionarea sa. Eu voi mărturisi că plec cu durere, dar rămân cu bucurie. E tulburător. Adică, cred că vreau să spun așa, că pleacă cu durere la pensie, dar rămâne cu bucurie la slujire. Cred că asta vreau să spună Părintele. Și pe temeiul acestei mărturisiri a Părintelui, trebuie să spun și eu la rândul în felul acesta, că trăiesc durerea plecării Părintelui dintre noi, pentru că e o durere până una alta. E vorba de o despărțire. Dar trăiesc însă și bucuria rămânerii Sfinției sale cu noi în această biserică. Și aceasta nu vreau să fie, adică nu simt ca o figură, de simt ca o metaforă, care în general ne vine bine în astfel de împrejurări. Ci când spun că trăiesc cu bucurie rămânerea Părintelui între noi, da? În această biserică, mă refer la faptul că el rămâne captitor. Și aici am gândit să spun un gând de intimitate al meu. Că Părintele a fost ctitor al sufletelor celor pe care a călăuzit ucenicilor și fiilor duhovnicești, dar Părintele a fost ctitor și este ctitor și a bisericii. Pentru că clopotul cel mare este ctitoria Părintele. Biserica mare din curte, dedicată centenarului bisericii, este ctitoria Părintelui. Căminul de bătrân este ctitoria Părintelui. De aceea, atunci când noi, în Sfânta Liturghie, ne rugăm pentru cei care au fost ctitori acestui Sfânt Locaș, Urvan și Stanca, Chiriac preotul Constantin, preotul cu îndreptățire, cu aceeași îndreptățire, în ceea ce mă privește, de sufletul meu, mă rog și pentru Nicolae Ioan preot. Mulțumim foarte frumos domnului profesor Costea Munteanu, care întotdeauna vorbește consistent, concludent, clar și apăsat.